mâncăm ochi de bivul, băieți. Da, am un pește viu. Fără de 50 de lei de la... Limbă de vită vrea să mănânc. Rău. Astăzi, oameni, cred că am luat cea mai proastă decizie din viața mea la filma acest clip. Nu știu dacă o să fiu în stare să mănânc ce-mi propun YouTuberii. Pentru că, până la urmă, mă aștept să fiu trolat în ideea de a face content și mă aștept să mănânc un pește crud, probabil cu muștar. Dar nu știu dacă am făcut asta. Uitați-vă până la finalul clipului. Neapărat apăsați și butonul de like, facem 10.000 de like-uri, oameni buni. Nu ezitați să-mi dați un follow pe Instagram, pentru că acolo postez foarte mult și off-camera. Neapărat abonați-vă, că... de ce vii atât de aproape? Pentru că place să fie cadru pe fața ta. Neapărat abonați-vă canalului, pentru că până la finalul verii vreau să fim 200.000 de oameni. Ținând cont că astăzi nu am mâncat nimic și e ora 16:45, Psycho să ne aleagă mâncarea, pentru că suntem și cu el în momentul de față. Nu știu dacă știți, dar el s-a mutat la București cu mine în apartament, băi, e prea tare. Deci o să aveți foarte multe vloguri, foarte multe chestii, dar împreună. Mă trola, prostule, că nici tu n-ai mâncat și o să-ți fie foame și ție. Eu mănânc mâncarea mea, eu îți dau ție să mănânci pește. E o diferență totală. Deci prost, nu-mi place peștele, nu-mi da pește. Au zis ceată ăștia 300 de cai. Știi copilul care mănâncă camera? Nu-mi da pește, prostule, te bat dacă îmi dai pește. Brud! Ce vrei să mănânc? Vrei ceva de meniu? Evident că vreau ceva de meniu. Că nu vreau să dau ceva de meniu, aș vrea să te duci la Carrefour, eu doar să mănânc de la restaurant și să mănânc ceva de la Carrefour. Ce mănânc de la Carrefour? Mi-e să te duci până la Carrefour, sincer să fiu. Dar văd dacă găsești ceva pe meniu. E meniu, deci n-ar trebui să fie ceva nașpa. Acum am ieșit la terasă, băieți, suntem la Laris. Am zis că poate ne vedem și cu Pen și cu Sebi, dar ei din păcate au apucat să plece. Schimbare de plan, nu mai suntem la terasă. S-a uitat s1ke pe TikTok și a văzut un băiat cum mânca mici. Deci vreau să-i dau să mănânce mici, dar nu știu unde putem să găsim mici. Miciobor, cei mai buni mici. Nu cred! De ce kilometri? Miciobor, cei mai buni mici. Bă, la reclama asta eu chiar cred că o să fie cei mai buni mici. Fii atent, cei mai buni mici mari. Hai să mergem să mâncăm mici. Să-i tragi jos ochelarii. Bă, vezi să vezi să conduci că te bat. Mergem de 45 de minute să mănânc un mic. Mă p***și pe micul tău. Te-ai feriat, a? Nu conduc eu, conduci tu. Era pentru tine. Dacă mor, nu am controlat viața. Acum mergem, îl luăm pe spații, după aia mergem și mâncăm mic. După aia trebuie să vedem ce mai mâncăm. Turăm YouTuberii, vedem. Noi nu voiam să luăm pe spații, dar ăștia erau cei mai aproape mici de Cosmopolis și în Pantelimon. Și am zis să luăm și pe gherțoiul ăsta, dar... Bă! Ia uita-l, băi! Ia uita-l și cu mai mult soiul ăsta urât. Mergem și mâncăm toți mici. Eu nu vreau să mănânc mici. După aia mâncăm ochi de bivol, băieți. Eu efectiv îmi dau ochelarii jos când filmăm, pentru că nu-mi place cum îmi stă cu ochelari, dar eu nu... Da, dai-ți la volan! Mă sună că vreau să mergi la vida. Dacă noi am mers atâta și nu sunt mici acolo, Robi, eu mă supăr rău. Mie îmi plac mici, dar am văzut asta un TikTok, eram la terasă, vreau să comandăm de mâncare și a zis vreau mici și am plecat să mâncăm mici. M-a întâmplat ATM, scot un teanc de cash. Ia-mă viața. Te pup. Dă și mie Fruity Fresh. Tu știi de cât timp n-am mai văzut eu băuturile astea? Bă, dacă de înalt ești, bă, trebuie să te filmezi de aici. Efectiv am venit să mâncăm mici. O oră cu mașina. Hai, o să vedem. Nu știu. 1 din 10? Bă, e bun rău. Zi pe bune. Bă, e bun rău. Bagă mic că e bun rău. Bă, e bun. Vezi că e bun rău. E mic, adevărat. Bagă-l pe tot, că așa e dat de la Dumnezeu. Am mâncat mici și mai buni. Nu e, dar nu e rău. Sunt YouTuberi și vedem ce ne dau și ei să mâncăm. Băieți, acum sunăm pe Miriana să ne spună pe ce să mâncăm. Nu răspunde. N-avem prieteni, n-avem prieteni. Sună pe Zbâr. Zbâr, ce faci? Fii atent, filmez un vlog în care mănânc ce îmi spun YouTuberii. Zi-mi să mănânc ceva. Pa să fie scârbos, pa să nu... Du-te și... cumpără de 50 de lei de la Fortnite. Mamă, ne-a dat cameră, ne-a dat cameră. Eu când mă duceam la Fortnite și eram mic și mă duceam cu mama, îi ziceam, mama, ia și mie, de, nu știu, 2-3 lei. Da, da, să bag și eu în gură ceva. Mi-am ajuns. 50 de lei, vere, eu le dau pe stradă. Pești, trebuie să mănânci tot? Nu, eu le dau pe stradă, le împart. Păi, pești și eu. Și tu, da, mănânc și eu, dar dăm și la oameni. Nu vreau să sunt persoana potrivită care să facă clipul ăsta cu mănânc multe chestii, așa că o să încerc să mănânc, dar o să și împărțim, ok? Noi suntem tari. Am ajuns aici în centru, mergem, dăm toți banii pe care avem la noi pe Fortnite. De-aia scos ăsta bani la bancomat, să spargem banii pe Fortnite. Cât de tare ești prost? Pe bine ăștia cer ajutor. Și mie, te rog frumos, Fortnite de 50 de lei. Cu brânză, cu brânză. Nu, și cu... nu doar cu tele mea. Să rămâna, ne dați și cu vișine de 50 de lei. Dați-ne cu orice, doar să fie de 50 de lei. Cu brânză dulce, cu vișine, cu caise și cu ciocolată. Bă, dar ți-au fost ție poftă pe ele. Așa, puțin în fiecare. Pune mâna pe abdomenul ăsta blindat. O, am o bazuca. Avem jumătate de sumă. Câte grame vin de 50 de lei? A spus de caise de toate? Mai fumezi, iertați-mi. Păi eu n-am... E bună? Bă, uite cât vin de 50 de lei! Avem o jumătate aproape. Și are motor pe 12. E vlogger. Da, fac YouTube și nu știu, o să le împart probabil la oameni pe stradă. Deci am luat un kill 400 de forneti, 50 de lei. E mult. Uite, am cu cârnăcior. Ce scârbos. Ce bun. Îmi dai? Spazi urmează să scoată un clip sâmbăta viitoare. Zim și tu să mănânci ceva. Limbă de vită aș vrea să mănânc. Aveți aici la terasă orice fel de mâncare dubioasă, limbă de porc, de vac, oc, de tauri, nu știu, orice. Am înțeles, mersi frumos. Când vrei să dai de oameni, nu dai. Eu nu cred că ne place. Deci ideea e că nu găsim limbă de asta pe nicăieri și trebuie să căutăm altceva ce să mâncăm. Așa că... Alo, bună ziua. Casa am sunat, nu? Da, am un prieten care vrea să mănânce ceva mai special, a venit în țară și vrea să mănânce limbă de vită. Aveți, nu? Bine. Bine, mă! Ați mâncat vreodată limbă de vacă? Vită. Pe bune? De vită foarte moale, curcanul este mai gustos și mai anțos, cum e mușchiul de vită, limba este ca puiul, mai moale. Am înțeles, mulțumim frumos. Bă, Robi, te duci, cumperi un pește de la ăla și îl mănânci. Mănâncă pește! Pește? Mergem mâncat crud? Dați-mi unul. Da, am un pește viu. E în bidon, trebuie să-l mănânc. Bă, am zis, decât să ne batem joc, mergem aici la lac în Cosmopolis și o să-i dăm drumul, că mi se pare cea mai bună variantă, sincer. Fii atent, bă, dacă se blochează în gura de la bidon, dai, îl tragi cu mânuța. Hai. S-a dus, bă. Unde e? În apă. Cum ar fi să vină să zică mulțumesc? Justițiarul din Cosmopolis. Mă simt ca un salvator. A, ești aici? Ce faci, Deni? Bine, foarte bine, foarte bine. Fii atentă, filmez un vlog. Îmi ziceți ce să mănânc. Vreau să-mi zici să mănânc o chestie. Poate să fie dubioasă, poate să fie scârboasă. Ce vrei tu? Acum mă duc să mănânc limbă de vacă, de vită. Da, chiar sună scârbos. Ok, du-te la un magazin ăsta de care ne dai să găsești o mămăligă. Mănânc mămăligă. Bine, mersi frumos, te pupa. Pe el mă hrănește chiar el. Ce mi-ai luat, bărbat, aici? Deci, fii atent aici. Ți-am luat. Împreună am decis că astăzi ai mâncat cam mult. Am, chiar da. Și... nu, încă am limba de vacă în portbagaj. Ai limbă de vacă? Vrei să guști? Bă, da, că am mai mâncat. A, eu nu, e bună? Da, e bună. Bă, toți mi-au zis, mă, că e bună. Ia, hai să vedem. Ai aici edamame, frate. A, și sunt deja luate de aici, din păstaie. Ia pune-mi câteva palma să mănânc. Nu așa se mănâncă. Dar cu ce, mă? Cu sare, puțină sare, așa. Las că vezi tu acasă. Bine, mă, hai, mergem la mine și mâncăm bine rău de tot. Bun, băieți, facem unboxing la limbă de vacă. O să vă arăt și vouă mai aproape cum arată toată chestia asta. Limbă de vită, scuze, că s-a luat domnul din dreapta de mine. Nu-mi prea place cum miroase, sincer, dar am înțeles că lumea asta miroase, scuze că te întrerup. Miroase urât. Da, miroase urât. Băi, să zic că miroase sare. Nu-mi place vita atât de mult, dacă vreți să vă zic sincer. Hai că vă arăt vouă întâi și după mă uit eu. Stai, bă, poate o dau pe jos. Arată. A, blească. Ți-a căzut pe mână, ți-a picurat pe mână. Ia. Ai limbă, mă? Tăiată, vere. Mamă, e tăiată, nu e direct limba toată, eu așa mă gândeam. Nu, las că e bine, e bine, și eu mă gândeam că e limba toată. Dacă nu-mi place, ideea e că o să mănânce unul din ei. Aici avem ce ne-a zis Spazi să mâncăm. Peștele i-am dat drumul la că ați văzut mai devreme. Aici avem edamame pe care mi le-a cumpărat Pain. Bine, înțeles că i-am dat unii pe ele. Și aici avem ce mi-a zis Denisa și o să mergem după la Mex să luăm și ce a zis mă dă. Întâi vreau să gust mămăligă. E sosul ăsta de limbă, vere, nu vine să cred. Țin să precizez că aici nu-i niciun sponsor pe clip, nu o să vă mint, îmi dau strict cu părerea sinceră. Cam mămăliga e bună, dar limba aia sunt tare curios. Da, bă, și eu sunt curios. Un pic, dar nu prea. Băiatul de la restaurant a asemănat-o cu pui și curcan. Eu uită-l cum bagă mâna, bă! Mamă, și cocleanul. Astea sunt decente. Vedem limba asta, băieți. TikTok-ul acum, că dacă nu-mi place, nu bag niciodată la doua oară. Am făcut toată! Mănâncă! Mesteco! E numărul 1, ești nebun. E acceptabilă. Da, mă, că nu știu cum să descriu. Ea e bună, dar fiți atenți de ce m-a făcut să nu vreau să mai mănânc. Urma de limbă, vezi că se vede că asta e limba? Sau oare asta e susul limbii și asta e interior? Sincer, nu e rea. Păi, iată-mă și eu. Vrei să mănânci tu pe mâine? E asemănătoare cu ceva ce mâncam eu când eram mic. Nu e de la limbă, e de la sos. E gustul copilăriei, dar nu știu ce e. Da, jur. Da, mă, să duc și eu, te rog. A, da, asta ziceam că psihic. Da, bravo, orfane, da. Psihicul meu nu poate să conștientizeze că asta de fapt e comestibilă și că nu e limbă de vacă. Eu la asta mă gândesc, că e limbă, știi? Mă, te-ai zis vreodată o vacă pe mână? Da, de 10 ori. Când eram mic, am băgat mâna în gură la vacă. Gata, iau ultima. Eu recomand, luați-vă limbă prăjită, unde puteți să vă luați toată limba, gen. Bă, da, nu vreau partea asta albă. Cred că asta e vârful, susul limbii. Nu-i mărea. Dar mamele astea sunt bune, sincer. Atunci să le punem noi, sare. Hai că merg la Mac. Mamă, și nici de la Mac nu pot să mănânc ce-mi place. 20 de centimetri de la limbă sunt buni, înțelegeți voi? Și asta e partea mai spre vina și asta e un pic mai grasă și nu știu, nu e foc. Mama o face mai bună. Ea așa nu-i rea, se aseamănă cu tocana, să zic. Hai la Mac. Zim ce să mănânc. Scârbos? Nu neapărat, orice. Poți să fie și scârbos dacă vrei. Mai ții minte că ai fost cu mine odată când am filmat Sandorean pentru 24 de ore. Mergi la Mac. Fu, ce să-ți iei? Un filet of fish, mai iei o înghețată. Mamă, și le amestec, nu? Da, și mânci. Băga mea! Bine, mă, dă mersi, te pup! Pa, pa, pa! Dați-mi un filet of fish. Nu am filet of fish.